Poate ar fi nevoie de încomandat și atunci vor veni. Păi sigur, să-l dea electoratul, nicio problemă. Care e treaba? Nu îl dă Rusul Liviu sau nu-l dați dumneavoastră? Dacă electoratul vrea să-l dea, foarte bine. Vor fi mai mulți atunci candidați. Am avea parcul industrial plin de firme. Sigur că da. Centura de Sud și o pârtie de schi. Numai că orașul ăsta mai trebuie și spălat, orașul ăsta trebuie și curățat, orașul acesta trebuie și măturat, orașul ăsta trebuie să miroase cel puțin vara a flori de roze și să fie cât mai multe flori. Orașul ăsta trebuie să fie și curat din alt punct de vedere, adică și o lume care stă cu mâna întinsă, copiii, cred că nu e forma cea mai elegantă, se poate găsi o protecție socială sănătoasă și nu să vezi cu cerșitoria juvenilă și nu numai, nu poate, poți merge pe străzi ca doi pași bine și te trage unul de mânecă. Ca în cei 4, respectiv 8 ani. Centura de Sud. Păi de ce n-a făcut lipsea atunci? Lipsea un aviz, atât a fost singura problemă. Ei, și avizul ăla ce nu l-am dat eu, că putea să facă centura și fără avizul de la Consiliul Județean și îl făcea doar pe teritoriul municipiului. Deci făcea acolo deviație de la Sărata și îl făcea. De ce v-ați opus acestui proiect și nu ați dat avizul? Pentru că nu era centură, nu era ocolitoare și banii erau pentru ocolitoare. Așa cum Gherla are ocolitoare și nu e un mare oraș, e un oraș ca și Deju. Și are ocolitoare, Clujul nu avea ocolitoare și Gherla avea, acum are și Clujul, sigur că da. Marele orașe și municipii au ocolitoare, Bistrița nu avea ocolitoare. De ce nu s-au acceptat dânsii ocolitoarea pe la Monar și tot traficul greu îl scoteam pe acolo, pe la Ghinda și îl scoteam pe Livezile sau pe DJ-172G. Deci drumul care vine de la Cușma spre Livezile. Îl scoteam acolo sau în capătul din sus. Nu erau bani pentru varianta asta. Ei, nu erau bani. Erau 15 milioane pe kilometru. 15 milioane euro. Și nu vă dați seama ce sumă e asta. Nu e păcat că s-au pierdut acest bani din cauza noastră că nu ați dat avizul? Păi nu din cauza mea. Acum nu plasați lucrurile cum nu sunt. Nu din cauza mea. Eu, dacă eram primar în locul domniei sale, făceam drumul. Mi-asumam. Numai că n-a depins de mine. Dumnealui a avut și niște procese și nici de dumnealui, probabil, de domnia sa, domnul primar Crețu, a avut niște procese, trebuie să se oprească, pentru că nu era în corelare cu Pugu, cu Puzu și așa mai departe. Și zona Codrișor e o zonă predispusă alunecării, deși acolo erau și panouri antifonate, nu, care se punea și nu se mai auzau că trec tirurile pe acolo la înălțime și nici nu mai erau alunecări. Deci sunteți pro-centură sau anticentură? Domnul Cosmin Botezatu, sunt pentru centură, dar centura să fie ocolitoare. Altfel, îi spunem altfel, centură, ce înseamnă centură, și nu-i centură, și nu aduce nici un folos nimănui. Dar mai face un bulevard pe la Codrișor, mai face un bulevard, dacă vreți, vine cineva cu ideea acum să facă o centură pe amplasamentul vechii centuri și pe lângă calea ferată, care nu-i centură. Când faci un lucru, îl faci să te pomenească urmașii. Nu-l faci pentru tine, pentru contemporani. Dar cineva zice, bă, a fost deștept, a făcut o centură, a făcut o lucrare. Deci ceea ce facem, nu facem neapărat numai pentru noi. Numai că noi toți trăim astăzi și trebuie să facă astăzi ceva pentru noi. Pentru că mulți putem spune, nu o să mai apucăm, că nu se știe când pleacă fiecare. Nu se știe aici dacă viitorul primar sau poate rămâne domnul Crețu va finaliza până la urmă centura de sud. Dar mai există încă un proiect tot așa, care va începe undeva în anul 2020, deci ar mai fi nevoie neapărat de un mandat pentru implementarea lui, un tramvai electric de la Vișoara la Unirea. Deci există, actuala administrație are proiecte pentru dezvoltarea Bistriței. Stimate domn, orice primar și domnia sa, sigur, are proiecte, e dator să aibă proiecte. Proiectele să fie finanțate sau finanțabile și nu întotdeauna de la bugetul județului. Dacă reușești să aduci un milion de euro din afară, cum să zic, e mai scump milionul, e mai bine primi milionul de afară decât milionul dinăuntru, pentru că ăștia sunt bani și taxele cetățenilor. Până la urmă se găsește ce să faci cu ei. Infrastructura rutieră pe oraș, toate străzile care, unde s-au construit vile și case și oamenii, toată agoniseala lor și-au pus-o în acele case, n-au, fie că n-au rețele de apă, canalizare sau că nu au drumuri modernizate. Și dacă ar fi așa o mare suprafață, din estimările noastre, și ele sunt oficiale, nu sunt mai mult de 40 de kilometri de drum. Toate străzile astea. Nu mai spun că sunt și străzi care au fost amenajate și au venit cu rețele de apă canalizare, s-au făcut intervenții și nu mai arată ca la început. S-a mers cam cu 4-5 străzi pe an, asfaltarea străzilor din zonele noi de locuință. La un nivel de buget, Bistrița e foarte puțin.
Păi s-a mers pe Wonderland, a fost nevoie și de turism, s-a mers pentru realizarea să puteau găsi parcul industrial și din Sărată. Fonduri europene și parcul din Sărată oricum stă gol și văduvit de clienți și de oameni de afaceri, văd că nu vine nimeni, nu bate nimeni la ușă. S-au dat acolo 3 milioane de euro bani luați din bancă. Exact, sunt investiții aruncați ineficient, adică faci ceva ca să bântuie ce, fantomele prin el? Poate atunci se schimbă. Parcul industrial trebuia să producă, păi poate vin. Tu n-ai, nu ți-o bătu nimeni economia la ușă. Domnule, trebuie să ai 40, dacă nu 20, sau cel puțin 10 investitori care vor să vină și să spună vrem parc industrial, vrem parc industrial și tu automat iei bani și faci lucrul ăsta, pentru că ăștia vin și investesc și intre bani în județ. Pe Wonderland, pe pârtea domnului primar, există proiect, a început lucrarea deja. Corect, dar nu pe fonduri europene și pe bani luați din bancă cu un promotor, deci pe credit, da? Bun, și acum să nu le amestecăm una cu alta, infrastructura rutieră arată cum are, cea școlară la fel, dar noi facem orașul visurilor care vara nu știu ce o facem, sta la umbră cu supălărie. Ca să faci turism, ai niște obiective. Deocamdată Bistrița ca oraș are biserica emblematică, nu? Și liftul. Trebuie să mă duc, zidul cetății nu l-a pus în valoare și putem vorbi încă și mult. Pasajele. Și pasajele care încă nu sunt gata și nu e părerea, și nu mă întrebați pe mine, că nu o să spun acum mare lucru despre acest capitol, spun oamenii. Mirosul, ținuta, bordurile, așezarea lor, mucegaiul care apare pe ziduri și așa mai departe.